În cursul zilei de ieri, premierul Emil Boc, însoțit de Roberta Anastase, Elena Udrea, Traian Igaș, Valerian Vreme, Anca Boagiu, Gheorghe Flutur, Gheorghe Falcă și Ioan Oltean au făcut o vizită privată în județul Neamț. Întorși de la mănăstirea Văratec, portocalii s-au întâlnit cu activul de partid din județ, primari, membri ai biroului județean, parlamentarii de Neamț. Asaltat de presă, premierul a spus: un oraș pe măsura performanței primarului, un oraș extraordinar care arată că are un manager, un om care știe să rezolve problemele comunității. Asta e viața. Când avem oameni performanți, trebuie să livrăm acest lucru. Mulțumim mult! Un pic mai deschisă declarațiilor a fost președinta Camerei Deputaților. Vrei să recunosc că încă de când am fost să vizităm și nu e prima oară în care vin Neamț și ne... Sunt momente absolut splendide pe care le Deci ceva vis-a-vis de tineția, de copilăria dumneavoastră, tocmai vis-a-vis de acest sărbător de Paște? De fiecare dată am ținut ca Paștele și Crăciunul să le petrec împreună cu familia mea. Faptul că reușesc să ajung și în biserice, poate mai plăcut sufletul meu. Suvenirurile pe care le-ați luat astăzi, vă vor le veți ține la birou, la Camera Deputaților? Și la birou și le-am luat și pentru părinții. Care este scopul deplasării la Neamț? Într-un fief, oarecum, uselist acum. Ziceți dumneavoastră, cu președinte de Consiliul Județean și primar PDL. Nu, scopul nostru este să ne întâlnim cu colegii noștri de partid. Suntem și noi într-o campanie electorală internă pe care încercăm să o pletim și cu alte tipuri de acțiuni. Despre noua alianță politică, Uniunea Social-Liberală, președinta Camerei Deputaților a spus: îl văd ca pe o cocoașă care se va desufla probabil până la sfârșitul acestui an. Democrat-liberalii susțin modificarea legii alegerilor locale pentru alegerea primarilor dintr-un singur tur. Categoric, ținta noastră este să intre la următoarele alegeri, pentru că scopul încă de la începutul reformei electorale despre care am vorbit a fost aceea de a avea un sistem coerent, astfel încât președintele Consiliului Județean, parlamentarul, primarul să se aleagă în același fel, dintr-un singur tur. De fapt, despre asta vorbim, e o excepție, dacă vreți, în lege, care trebuie până la urmă corijată. Președinta Camerei Deputaților a spus că la Piatra Neamț se află susținătorii moțiunii Boc pentru alegerile interne. E foarte greu să spun, suntem cu un an de zile înaintea campaniei electorale, sper că lucrurile să se așeze și faptele să vorbească mai mult, pentru că vorbe s-au spus o groază. Cum comentați trecerea domnului Gheorghe Ștefan de la o moțiune sprijinită la cealaltă moțiune, inițial moțiunea domnului Blaga, acum pe a premierului? Vă înșelați, informația nu este corectă. Deci domnul Ștefan a susținut din primul moment moțiunea Emil Boc. După o oră și jumătate de discuții, oaspeții de la București au părăsit orașul Piatra Neamț. Anfitrionul întâlnirii, Gheorghe Ștefan, s-a arătat și el încântat de rezultatele vizitei. Premierul a făcut o vizită de protocol cu mici, să zicem, conotații politice. Important este că a vrut să aibă o întâlnire cu activul nostru, cu comitetul director județean, iar discuțiile au fost la nivel de socializare și atât, pentru că sunt Floriile și a preferat să sărbătorim pe toți cei cu nume de floare și pe toate cele cu nume de floare, iar a fost chiar o întâlnire foarte plăcută și cred că ne-am dorit să fie cât mai multe de genul ăsta. Emil Boc candidează pentru un nou mandat la conducerea PDL, fiind autorul moțiunii România Dreaptă, România Puternică, Congresul PDL de alegeri, urmând a avea loc în data de 15 mai. Nemțenii vor susține moțiunea Boc. La președinția Partidului de Guvernământ mai candidează secretarul general al Partidului, Vasile Blaga, și fostul ministru al Culturii, Teodor Paleologu, lupta internă fiind extrem de dură.